Momentul în care noi am plecat, noi am vândut ce aveam acasă. Făceați bani? Făceam. Erați mulțumiți financiar de joburile pe care le aveați și ce făceați voi? Era și din cu ce în ce mai bine. Ați vândut tot? S-a spus, da, am plecat cu 4 geamantane, vioara mea, vioara ta și unul sau două? Două rucsa. Da. Și atât. Câți ani au trecut de la căsătorie? Se împlinesc 9. Avem 8 împliniți. Da. 8 împliniți, sunteți deja în al 9-lea an, plus cei 3 de relație. Ia uite, deja aveți un număr frumos de ani de că sunteți împreună. Nu și asta stai. Este dovadă 11 ani, vă vine să credeți acum realizați. Vorbim de țări unde oamenii nu au acces la Cuvântul lui Dumnezeu decât dacă cineva merge acolo. Internetul este restricționat, creștinismul nu este prezent. Să ai o Biblie poate să însemne să te coste viața. Testul ochilor închiși. Cine se roagă mai mult? A doua întrebare, cine are ultimul cuvânt în casă? Cine gătește? Rămâneți aproape de noi că nici nu știți ce vă așteaptă. Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună la o ediție care cred eu că va fi una aparte, una specială aici la Autentic. Sunt Costi și ori de câte ori suntem împreună, nu fac altceva decât să înțeleg cât de minunat este Dumnezeul pe care încerc să-L respect și încerc să-L iubesc până la capăt, pentru că aici la Autentic întâlnesc oameni care mă motivează în sensul ăsta și ori de câte ori reușesc să-I cunosc mai bine, nu fac altceva decât să văd cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. În episodul ăsta voi sta de vorbă cu un cuplu care m-a fascinat încă de când le-am ascultat povestea într-un context sau altul dinspre anumite persoane sau când m-am apucat să citesc puțin despre ei. Așa că cred, cunoscându-vă pe cei care faceți parte din familia Autentic, vă va motiva și pe voi să vreți să fiți autentici așa cum sunt ei. Bun venit în ocazia asta, Diana și David Vasile. Mulțumim. Ne bucurăm să fim aici. Sper să lăsați deoparte orice fel de emoție. Nu suntem înregistrați de nimeni, nu sunt microfoane în jurul nostru, nu sunt lumini, nimic. Doar stăm de vorbă și povestim așa cum am făcut-o înainte să dăm drumul camerelor pentru a capta imaginile astea. Dragii mei, veniți de la Cluj. Da. Cum v-a fost drumul până aici? Am zis aseară că am mers așa în cerc complet. Am plecat pe ceață. Am văzut soare, am văzut zăpadă, ne-am întors, am ajuns aici tot pe ceață. Cum ați plecat, nu? Exact cum am plecat. Mulțumim, domnule, a fost ok, nu a fost foarte aglomerat și am ajuns în timpul în care ne gândeam că vom ajunge. Foarte fain că putem să și zâmbim și sper să fie așa în ediția asta, să zâmbim, să ne simțim bine, să plângem dacă e cazul, să ne emoționăm, să motivăm și să facem ca tot ceea ce se întâmplă aici la noi să fie cu adevărat așa cum sunteți voi, autentici, nu? Prima provocare pentru voi. Okay. 10 secunde pentru fiecare să vă prezentați unul pe altul, da? Cu cronometru, nu ne jucăm. Okay. Să fie totul cum trebuie. 10 secunde. Da, uite, cu tine încep, că domnișoarele, doamnele au întotdeauna prioritate. Hai să vedem. Am dat start. Despre David. E un soț foarte bun, răbdător, un tată minunat și un om care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. Ia uite, mă. Pe ceas, fii atent. Wow. Pe ceas. Diana, tu ai repetat înainte. Hai să vedem, David. Fii atent. Ce ne spui despre Diana? Am dat start. Este jumătatea mai bună. Mă face să fiu omul care sunt. Fără ea nu aș fi cine sunt acum. Și este mama perfectă și soția perfectă. Băi, la perfecțiune s-a terminat. Hai să vedem că sunt interesant. De ce sună interesant. De ce zici că Diana este mama și soția perfectă? Am mai pus eu acolo ceva. Am zis că fără ea nu aș fi aici. Așa, despre noi, cam, povestea noastră e asemănătoare până să fim împreună, să ne cunoaștem și apoi să ajungem să fim căsătoriți. Amândoi am fost crescuți în familie adventiste, amândoi am învățat în biserică lucrurile pe care noi toți le știm. Diferența a apărut atunci când
lucrurile astea n-au rămas doar la nivel de informație, ci au devenit o relație personală cu Dumnezeu. Și pot să spun cu recunoștință față de Dumnezeu că lucrul ăsta s-a schimbat pentru mine cu ajutorul ei. Dumnezeu a lucrat prin ea ca să ajungem la momentul ăla în care să ne punem pe genunchi împreună ca și familie și să ne rugăm și să citim, să discutăm despre lucrurile care nu mergeau bine și să vedem pe Dumnezeu cum ne schimbă. Și de-aia zic că fără ca Dumnezeu să lucreze prin ea, probabil că n-aș fi fost aici. Nu vreau să depășesc anumite etape, dar m-ai făcut curios și mă uit la Diana. Spunea David despre faptul că voi ați început să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu atunci când lucrurile n-au mers bine între voi sau într-un anumit context, nu știu. Poți să ne spui despre ce e vorba? Știu exact la ce anume s-a referit el. Cred că cel mai probabil se referea la relația noastră cu Dumnezeu mai mult. El a început cu a spune că eram în biserică, am fost întotdeauna în biserică, copii de prezbiteri, știi? Exact, rețeta aia perfectă, care toată lumea se uită la tine și știe că ai fost acolo întotdeauna, ai fost copilul cu minte, nu te-ai îndepărtat niciodată într-un mod vizibil de Dumnezeu, dar aia nici nu înseamnă neapărat că ai o relație personală cu Dumnezeu și că îl vezi pe Dumnezeu ca fiind tatăl tău, așa cum e ușor de spus. Așa că nu cred că am avut neapărat o perioadă dificilă în relația noastră unul cu altul, însă nu eram acolo unde voiam să fim, unde trebuia să fim în relația noastră cu Dumnezeu. Deși voi ați făcut liceu adventist, deși n-ați ieșit din biserică niciodată, deși ați primit binecuvântarea lui Dumnezeu la nuntă, deși ați avut părinții, cei din jurul vostru, în familia voastră, mergeați la biserică, de ce era golul ăsta? Cum explicați golul ăsta a faptului că până la un moment dat lucrurile parcă nu mergeau așa cum v-ați fi așteptat sau cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu? Cred că aici e ceva ce obișnuim uneori să spunem oamenilor când ne întreabă exact întrebarea asta. Ne-am dat seama că Dumnezeu nu are nepoți, ci doar copii. Explicați-mi puțin. E exact chestia pe care o vezi și în Biblie. Știi, la un moment dat îl vezi pe Iacov raportându-se la Dumnezeu ca Dumnezeul lui Avram și Isaac, știi, Dumnezeul părinților noștri. Lucrurile se schimbă foarte mult atunci când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu la un nivel personal și spui, știi, nu mai e Dumnezeul lui mama, Dumnezeul lui tata, e Dumnezeul meu. Și am o relație personală cu El. Și fac lucrurile astea nu pentru că știu că sunt bune și atât, ci le fac pentru că există ceva mai adânc de atât care mă motivează. Există o relație acolo la mijloc, există o motivație diferită. Și practic cred că asta era ceva ce lipsea. Nu e de ajuns să mergi la biserică, să cunoști lucrurile astea și chiar și să le faci dacă nu ai relația aia cu Dumnezeu, nu ai prioritățile puse în ordine. Hai că ajungem exact. Concret. E vorba de priorități, e vorba de viață pusă în ordine, e vorba de, David, ce ați mai adăugat voi atunci când l-ați invitat concret pe Dumnezeu în familia voastră? Motivația s-a schimbat. Dacă până atunci făceam lucrurile astea pentru că știam că sunt bune și pentru că așa am învățat, din momentul în care am început să ne apropiem de Dumnezeu, nu doar ca familie, dar și personal, ca individ, motivația a fost alta. Am înțeles cât de mult Dumnezeu ne-a iubit și cât de mult a făcut pentru noi și ne-am dat seama că lucrul ăsta nu a făcut numai pentru mine și că sunt oameni în jurul nostru care nu știu lucrul ăsta. Și cumva lucrul ăsta îți dă de gândit și zici, dacă Dumnezeu m-a iubit atât de mult pe mine, înseamnă că și pe cel de lângă mine l-a iubit la fel de mult, pentru că este Dumnezeul nostru al tuturor. Nu este un Dumnezeu care m-a creat doar pe mine, ci l-a creat întreg pământul, întreg universul. Și atunci motivația noastră s-a schimbat. N-a mai fost despre noi, despre jobul sau afacerea noastră, ci a fost despre ce vrea Dumnezeu de la mine. Uite că m-ați dus într-o zonă în care cred că putem să aflăm puțin mai multe despre voi și despre prioritățile voastre. Știu că tu ai avut afacerea ta,
Tu ai lucrat destul de mult în vânzări, pe diferite paliere, din ce m-am informat eu. Cert este că ați venit din medii total diferite, dar care s-au combinat la un moment dat și au ajuns la rezultatul pe care l-ați amintit mai devreme, dar și la următorul pas, pe care o să ajungem la un moment dat să-l descoperim. Rămâneți aproape de noi, că nici nu știți ce vă așteaptă în ceea ce îi privește pe Diana și David. Ai terminat ANEFS, zic bine? UNEFS. UNEFS, era așa. Academie, s-a transformat în universitate. Ok. Da. Kinetoterapie. Kinetoterapie. Pe urmă ai lucrat un pic aici. Un pic. După care ai mers spre vânzare de bancă, financiar și alte elemente de genul ăsta, gândindu-te că vei putea să faci bani. Da. Și afacerea pe care am avut-o împreună, de care Diana s-a ocupat mai mult, a pornit tot din dorința asta de independență financiară, de a nu mai depinde de, știi, salariul la care trebuie să intre lunar sau... Și să ai libertate. Să poți să vezi lumea, să poți să, poți să ieși la o întâlnire, să poți să te întâlnești cu prieteni și să nu mai depinzi, să zici, băi, eu mai am numai atât din salariu, știi? Și să fii restrâns cumva. Cam asta era motivația mea. Voiai cumva să ai un statut. Da, nu? Da. Inevitabil pentru, exact, pentru vârsta pe care o aveai atunci și pe care o aveți și acum, că sunteți tineri, inevitabil trebuie să te așezi puțin viața. Tu ai terminat dreptul și apoi a fost o perioadă în care ai lucrat într-un anumit domeniu, după care ai făcut afacerea de care zicea pe scurt David. Da, exact. Nu am crezut că o să fac vreodată altceva. Eu am fost copilul ăla pe care nimeni nu l-a întrebat vreodată la ce o să dai când termin liceul. Fiindcă toată lumea știa că eu voi fi la drept. Vei merge la drept. Oh. Nu și-a pus nimeni problema că o să-mi schimb vreodată planurile și nici eu nu am crezut că o să-mi schimb vreodată. Erai convinsă că vei fi o femeie de carieră așa? Și bătăioasă și... Da, asta mi-a plăcut. Să câștigi procese și să schimbi decizii. Partea de justiție mi-a plăcut întotdeauna. Și chiar am încercat, țin minte că am făcut la un moment dat așa un exercițiu de gândire și am zis ce aș face dacă nu aș da la drept? Eram așa un pic, mă gândeam, uite, toată lumea primește întrebările astea și au răspunsuri atât de variate, unii dau o listă lungă de opțiuni la care se gândesc, iar eu am numai una. Am zis, hai să mă gândesc puțin, oare ce altceva aș putea să fac? Și am luat la rând toate celelalte lucruri și am zis, nu se poate. Niciuna dintre ele nu funcționează pe criteriile mele, nu se potrivește la ce-mi doresc eu. Așa că mi-a zis, asta e singura mea opțiune, singurul lucru pe care vreau să-l fac. Nu... Și ai mers pe el, te-ai dus cât de mult ai putut. Exact. Și ai avut satisfacție, împlinire profesională din ceea ce ai făcut tu de-a lungul timpului? A fost un lucru interesant te aici. Rog. Nu am apucat să profesez. și asta cum schimbă Dumnezeu planurile? Cred că a fost în foarte mare parte planul lui Dumnezeu ăsta, fiindcă cel mai probabil mie mi-ar fi fost mult mai greu să spun stop, o să schimb cu totul prioritățile din punctul ăsta încolo. Mie mi-a plăcut partea de drept și nu era un lucru pe care l-aș fi făcut pentru că asta se plătește mai bine, fiindcă nu-mi plăceau părțile din drept care se plătesc cel mai bine. Mi se păreau relativ plictisitoare. Așa că, pentru mine, chestia asta era tot un fel de motivație interioară, mai mult decât motivație financiară. Însă, cred că Dumnezeu a trebuit să gândească un plan diferit pentru mine. Acum îl decriptezi tu, nu? Exact. Uitându-te în spate. Pentru a mă ajuta să ajung în punctul în care suntem acum și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Făceați bani? Făceam. Erați mulțumiți financiar de joburile pe care le aveați și ce făceați voi? Era și din cu ce în ce mai bine. Era adică ce lucrurile ce mergeau într-o direcție potrivită cumva. Eu am schimbat câteva joburi de-a lungul timpului și niciodată n-am mers la un salariu mai mic. Și când am avut și afacerea, am început afacerea, am lucrat amândoi. Știu, a venit o afacere pe fonduri europene? Da. Exact. Okay. A pornit așa cumva într-o direcție pe care mulți dintre tineri pornesc astăzi.
Da? Exact. Și a fost interesant că nici măcar aia nu fusese planul nostru. De asta spun că Dumnezeu cumva a așezat lucrurile în felul ăsta. Eu nu aș fi intenționat neapărat să începem ceva cu fonduri europene. Lui David i-a spus un prieten la un moment dat despre... De oportunitatea asta. Exact. Știa pe cineva care făcea parte din firma care organiza concursul de proiecte pentru Startup Plus. Ce era? Da. Da, așa era atunci. Și ni s-a părut interesant. Am spus, hai, putem să testăm și noi să vedem cum ar fi să scriem un proiect. Și nu am prea avut timp să scriem proiectul. Ne-am adus aminte în seara dinaintea deadline-ului. Dar nu era ceva la care ne așteptam. Am zis, băi, e o oportunitate, încercăm. Hai să o fructificăm. Dacă nu, oricum avem lucrurile noastre care sunt deja... Exact. Da, avem ceva. Ce facem deja? M-am apucat și am scris proiectul în noaptea respectivă. Am terminat undeva pe la 4 dimineața cu toți bugetul, cu indicatori financiari, cu descrierea proiectului. Toată... A fost destul de lung. Și așa, din etapă în etapă, până la urmă am primit finanțarea și am spus, ok, atunci dacă am primit finanțarea, ar trebui să o facem. Inevitabil. Măi, v-am întrebat toate astea pentru ca prietenii noștri și eu, inevitabil, să înțelegem unde erați și ce schimbare ați făcut, spre ce ați mers. Dar până acolo, sunt tare curios să știu cum v-ați cunoscut voi. Că sunteți foarte frumoși împreună. Mulțumim! Mulțumim. Cred că sunt unele povești mult mai dramatice decât a noastră. Hai să vedem. O calific eu la final. Okay. Cred că felul în care a început a fost atunci când David mi-a scris la un moment dat un mesaj pe Facebook. Nu v-a cunoscut personal? Ne-am cunoscut la un moment dat. Nu vă știați. Nu, personal nu. Nu, deși ați făcut același liceu, dar ați fost generații diferite. Exact. Da. Tu terminasei? Eu terminasem liceu de... Când ea era la liceu. Deci e o diferență de 6 ani între noi. Exact. Bun, hai că sunt curios. Așa. Îl știam din vedere. Și știam câteva lucruri despre el, însă nu interacționase niciodată. Singurul motiv pentru care i-am acceptat atunci cererea de prietenie pe Facebook a fost tocmai pentru că știam cine e, aveam ceva prieteni comuni. Îmi zic, ok. A trecut primul test. Da, nu. Avantaj pentru mine. Însă atunci când mi-a scris, tot ăsta a fost motivul pentru care am răspuns. Am zis, ok, nu e doar cineva care se apucă și scrie un mesaj. Ei, om, normal. Are tot ce-i trebuie. Pentru ea nu era cineva așa întâmplător care scrie un mesaj. Eu mi-am luat din mandi și am scris un mesaj, știi? Pentru tu îți făcusei temele de dinainte, nu? Eu o știam pe ea, adică povestea din mintea mea era, păi, e fata asta care postează lucrurile astea, pe care am văzut în pozele astea, în locurile astea. Ceva interesant aici. Probabil dacă aș fi știut asta, n-aș fi răspuns. Da, nu știu cum în mintea voastră, fetelor, nu există și varianta asta în care băiatul înainte să scrie, se face și el un mic research, așa, nu? Ok. Acum, avantajul băiatului este că are și dispozitivul ăsta la îndemână și poate să facă research-ul mai ușor, dar un băiat care chiar vrea să facă o curte unei fete, păi se străduiește și își aduce acolo toate uneltele necesare să o construiască așa cum trebuie, nu, David? Corect, așa este. Cam așa. Bun. Și ai răspuns? Am răspuns. L-ai lăsat puțin să fiarbă sau ai răspuns rapid? Mai ți-amintești? Chiar nu mai știu. Nu cred că a durat mult. Dacă tu percepi asta, e o regulă. Înseamnă că n-a durat mult. Ok. Nu, n-a durat mult. Am scris și relativ repede am primit și răspuns. Răspuns așa cum te așteptai? Întâmplarea era că, de obicei, Dianei îi plac foarte mult citatele. Și unele sunt cu tâlc, altele sunt foarte ușor de înțeles, așa. Numai că în postările ei era așa un trend optimist, de încurajare. Postarea aia la care m-am decis eu să scriu, pentru care cumva a fost ceva, am zis, ce-o fi acolo, era ceva mai diferit, era ceva mai trist un pic. Și am zis, măi, s-a întâmplat ceva cu tine. Ah, și te-ai legat de asta. Și m-am legat de chestia. Ăla a fost cârligul pentru mine. Ia uite-mă că dăm niște sfaturi celor care ne urmăresc. Și mi-a răspuns.
Bun, și era ceva? Fusese ceva acolo sau pur și simplu... Habar nu avem ce a fost, dar mulțumim lui Dumnezeu că a fost o postare la un moment dat. Chiar nu știu. Și cât v-a luat până ați trecut din online în fizic să vă vedeți? Cum ai făcut? Poți să răspund eu? Te rog, David, meritul e al tău oarecum. Te rog. Bun, aveam la momentul ăla un laptop bătrân pentru vremea lui, căruia nu-i mai funcționa tastatura. Și ai văzut, la Windows poți să deschizi tastatura aplicație, da. Și practic mergeam cu mouse-ul așa, cu trackpad-ul și click și scriam, așa am scris mesajul. Deci n-a fost ușor. Zis că ai făcut curte ca lumea, chiar așa. Bă. Și după câteva schimburi de mesaje, i-am zis, uite, asta e problema, nu ai vrea să-mi dai numărul tău de telefon, măcar să vorbim la telefon sau să scriu mesaje. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat numărul de telefon. A avut încredere. Da. Ai avut încredere să-i dai. Am avut încredere, fiindcă știam un pic despre cine e și... Dar tu n-ai făcut niciun research în perioada aia în care îți scria sau ți-a cerut, nu, n-ai, te-ai uitat așa pe profilul lui să vezi cam ce postează, ce... Nu cred. Nu? Ha, interesant. Da? Deci mai a avut poza potrivită la profil și... Să știi că, uite, mă gândesc acum, nu m-am gândit până acum la chestia asta, dar cred că tot lui Dumnezeu pot să-i atribui cumva laudă pentru chestia asta, pentru că în LTA eu am fost implicat în mai multe chestii. Liceul Teologic Adventist pentru cei care... Da. De aici, din București. Uh-huh, da, din București. La fiecare altar, în fiecare sâmbătă, eram cu vioara în față, cântam cu Mihai Bejnariu, am dirijat și corul și cu cabina tehnică. Eram foarte implicat, eram cumva vizibil și prezent. Și probabil că chestia asta a ajutat cumva ca oamenii să aibă o idee despre cine sunt. Uh-huh. Și probabil că și în cazul ei a ajutat. Și nu doar acolo, și cumva și prieteni comuni pe care aveam și ea a reușit să afle mai multe despre mine. Cred că a fost un pic mai mult partea cu prietenii comuni și faptul că te văzim de câteva ori, dar în momentul ăla nu mai veneai prea des la... Nu aveam de la LTA, că da, m-a găsit motivația potrivit. Tu erai la liceu în perioada aia? Ce clasă erai? A 10, ok. Și cât a durat până în momentul în care ați oficializat cumva relația voastră de atunci? Mai n-a durat foarte mult. Mi-a cerut atunci numărul de telefon și am zis că îl dau, deși povestea cu tastatura suna un pic cam dubios. I-ai spus asta? Asta e prima dată când ai zis. Nu, am mai auzit. Okay. Dar e reală. Dar e reală, mă, asta e marele avantaj. Acum te cred. Acum când îi spui cuiva chestia asta, îți dai seama, nu sună chiar... De luat în seamă, nu? Dar uite că a mers. Da. A mers. Într-un final. Și mai ales dacă a fost și adevărată, cu atât mai mult a arătat cumva caracterul lui David. Ideea e că m-a sunat în ziua aia și nu știu cum s-a întâmplat, dar am ajuns să vorbim câteva ore. Ați găsit subiecte comune? Câteva mai multe. Am vorbit, cred că prima oară am vorbit undeva la 8 ore. Grație minutele lor alea multe, știi, 2000, erau 2000, așa, ați prins și voi partea aia, nu? Așa, era începutul perioadei atunci când aveai 3000 de minute, 2000 sau 3000 de minute. Nu mai știu. Dar oricum era multe. O chestie extraordinară. Wow, așa. Așa că am vorbit și știu că următoarele zile tot așa am vorbit destul de mult. Cred că era ceva vacanță atunci, că nu eram în București nici eu, nici el. Și apoi, la câteva săptămâni după... Ai venit la școală. Am revenit în București. Eu m-am ajuns înainte în București. Exact. Și trebuia să ajungi luni în București și te-am rugat să vii de vineri ca să putem să petrecem sabatul împreună undeva. Mm-hmm. Corect. Mm. Și a acceptat provocarea? Da, oh, da. Frumos. După atâtea ore de vorbit. Da, convins, nu? Da, partea amuzantă e că puțin știam eu ce mă așteaptă când ea a venit la gară. Așa. Și eu, ca un cavaler, m-am dus frumos, o aștept la gară, am zis să te ajut cu bagajul. Cred că a fost cel mai greu bagaj pe care l-am cărat vreodată. A vrut să te testeze, să stai liniștit. Da. Atunci nu s-a plâns. Următorii ani... Băi, n-avea cum să dai seama, îi spune, nu stai acasă. Vezi ce înseamnă sacrificiu.
Tu erai student sau terminasei? Eram student. Erai student. Da. Cum ați perceput voi diferența asta de vârstă? Totuși 6 ani nu sunt neapărat puțin, dar nici nu sunt foarte mulți. Cum ați perceput diferența asta? În perioada de prietenie vorbesc. Se zice că primii 40 de ani de copilărie sunt mai dificili la bărbat. Adică tu erai un adolescent întârziat. Cu alte cuvinte, diferența asta ne-a ajutat cumva. De obicei, fetele sunt mai mature, corect. Se maturizează mai repede și cumva ne-a apropiat cam de același nivel de maturitate și a fost un avantaj. Cum te-a cerut David de căsătorie? De nevastă în căsătorie? Asta e interesant. El, săracu, cred că plănuise altceva. Oh, i-ai dat planurile peste cap. Că în oraș. Nu, că nu numai lui s-a întâmplat, și mie mi s-a întâmplat puțin așa. Te rog, hai că-s curios de povestea voastră. Voia să mergem la un restaurant și asta venea așa într-o perioadă în care îl tot băteam la cap să mănânce și el mai sănătos. Nu că ar fi mâncat... Nu s-a oprit de atunci. Tot asta spune, nu? Super! Așa că atunci am zis, hai mă, nu ieșim azi. Hai să mergem să facem mâncare acasă. Vin la tine acolo. Stătea atunci cu Carmen, cu sora lui. Locuiam cu sora mea în chirie în București. Și am zis, hai să facem ceva, mâncăm acolo și nu mai ieșim în oraș, că tu iar mănânci lucruri care n-ar trebui. Cartofi prăjiți. Așa că n-a prea avut ce să facă, nu putea să mă convingă să-mi spună planurile lui dinainte și a zis, bine, lasă, hai că pregătesc eu ceva pentru diseară și... A vrut să te și asculte, dar a avut să fie și o surpriză. Exact. Așa că atunci când am ajuns, el era pregătit, avea mâncare pregătită, Dita mai tort un frigider, ceea ce mi s-a părut cam ciudat, având în vedere motivele pentru care nu mergem la, la restaurant. Dar la un moment dat s-a dus să aducă tortul. Nu te minte. Minte. Am mâncat. Era clar. Plutea în aer, știi? Ceva nu era la locul lui acolo. Nu era cum era de obicei, știi? Și la un moment dat am zis... Așa, mai trebuie să aduc tortul. Strâng eu astea aici. Te duci tu să aduci tortul, te rog, din frigider? Yes. Și exact. Acolo era... Nu, m-am dus să aduc tortul. Așa. Și el s-a pregătit. Ok. Între timp, el și-a dat jos cămașa și sub cămașa avea un tricou pe care era scris... Vrei să fii soția mea? Era vrei să fii și pe spate soția mea și semnul întrebării. Deci a trebuit să mă și întorc, știi? Dar te-ai și plecat pe genunchi? Da, timp în care eram cu tortul în brațe. Ingenios. Nu te-ai fi te așteptai? Măi, nu știam ce se întâmple. Ceva era un pic diferit acolo, un pic mai mult. Dar nu știam exact ce plănuiește el. Am aflat. După câți ani de relație de prietenie s-a întâmplat căsătoria voastră? Aproape trei ani. Și din momentul în care ai cerut-o, a mai durat mult până v-ați organizat nunta și... Un an. Ok. Deci a fost momentul de logodnă, de fapt, de atunci, mai departe. Logodna, un an de zile și căsătoria. Voi ați făcut o pregătire înainte de căsătorie? Mm-hmm. Asta de vorbă cu cineva din exterior pentru treaba asta? Da. Da? Cu cine? Puteți să-mi ziceți? Cu Marius Andrei. Cu Marius Andrei, ok. Și v-a ajutat lucrul ăsta? Întreb pentru... Că sunt tineri astăzi care nu prea pun preț pe, nu știu, consfătuirea asta premaritală. Cum vedeți voi lucrul ăsta? Cum l-ați perceput? V-a ajutat? V-a împiedicat? V-a fost greu să faceți întâlnirile astea? Greu n-a fost, nu știu. Nu a fost foarte mult. Au fost câteva întâlniri, nu cred că rețin. Au fost întâlniri atât cât ne-a spus că trebuie să venim și că ar fi bine să venim. Dar nu a fost dificil. Cred că singura provocare a fost să găsim ora la care să ne întâlnim. Dar v-au ajutat pe voi în pregătire și pentru nuntă și pentru căsătorie? Au ajutat pentru că în momentul în care ești îndrăgostit, vezi numai inimioare și floricele și toate fluturi și flutura și mama abia aștept să fim toată viața împreună de acum încolo. Ce se întâmplă când ajungi și stai de vorbă cu un om cu experiență care a trecut prin viață și care știe ce spune, începi să vezi lucrurile puternice ale relației tale
și vezi și lucrurile unde poate nu te-ai gândit la ceva încă. Pe care să le îmbunătățești. Pe care să le îmbunătățești sau pe care n-ai apucat să le discuți. Un avantaj pentru relația noastră și încercăm să facem asta cât de mult posibil în continuare, am vorbit deschis despre orice ar fi fost nevoie să vorbim. Când ne-am întâlnit la întâlnirile astea premaritale, a fost un ajutor pentru că am avut lucruri pe care am putut să le discutăm. Cu toate că noi discutam o grămadă de lucruri, mai veni niște întrebări din partea lui Marius și a fost așa. Okay, revelatoare cumva, hai să discutăm și despre asta. Deschis cumva ochii și în alte zone. A ajutat. Pot să spun că a ajutat. Cred că este de bun augur pentru toți cei care înainte de a face pasul căsătoriei ar putea să participe la astfel de întâlniri cu cineva drag sufletului lor, cineva în care au încredere, care cred că ar putea să-i ajute, pentru că uite, dovadă sunteți voi. Câți ani ne-au trecut de la căsătorie? Se împlinesc 9. Avem 8 împliniți. Da. 8 împliniți, sunteți deja în al 9-lea an, plus cei 3 de relație. Ia uite, deja aveți un număr frumos de ani de că sunteți împreună. Și asta este dovadă 11 ani, vă vine să credeți acum realizați. Trec repede, foarte repede. Închidem ochii, deschidem și... Dar mulțumim Domnului că suntem aici. Cunosc, din păcate, atât de multe cupluri care s-au despărțit în ultima perioadă încât efectiv nu vine să cred. Unii care ard etape, iar unii dintre cei care stau de vorbă spun că au ars tocmai etapa asta de care vorbeam acum. Mm-hmm. Care este cea mai faină amintire pe care vă aduceți voi aminte, care vă vine în vouă în minte în momentul ăsta din primii ani de căsătorie? Unde ați stat voi în primii ani de căsătorie? Unde? La Cluj. V-ați mutat la Cluj. Ce v-a rămas așa, nu știu, din perioada aia de început? Ați mers pe undeva luna de miere? În țară, în afară? Da. Am mers în Turcia. Cu toate că nu cred că ne permiteam noi lucrul ăla. Dar ați reușit. Am reușit. Lasă că așa a fost și la noi. Nici noi nu ne-am permis. De atunci n-am mai fost de... Câți avem de la căsătorie? Avem 11 ani de la căsătorie. N-am mai ajuns niciodată în Turcia, dar măcar am fost atunci. Cam așa am gândit-o, dacă nici acum. Exact. Nu știu, când altă dată. Da, a fost într-adevăr o experiență faină. Săptămâna de mie. Cine își permite o lună? Da, dar sună bine. Sună bine. Da, nu o să merg direct în partea asta așa romantică și cred că o parte faină pentru noi, nu am spus nimănui că mergem în luna de miere când am rezervat vacanța respectivă. Am ajuns acolo și ne-am dat seama că nici măcar pe partea cu marea nu aveam cameră. Vedeam șoseaua și partea aia uscată de Turcia, știi că resortul și tot hotelul și așa, totul e verde, cum treci de șosea, e uscat. Și am zis, trebuie să măcar încercăm, vorbim la recepție și vedem dacă ne pot schimba măcar camera, care e tot standard și pe parte și pe alta, măcar să vedem și noi marea. Și am mers la recepție, pe vremea aia, engleza mea, acum vorbesc engleză, pe atunci era așa foarte slabă engleza mea, m-a mai ajutat și Diana un pic. Am vorbit cu, cred că era managerul hotelului și i-am spus că suntem în luna de miere și am dorit și noi măcar să avem o cameră pe partea cu marea. Și a zis, ok, mergeți, bucurați-vă de hotel, de piscină, de ce avem noi pe aici și vă găsim noi. Cred că a durat undeva la 2 ore, ceva de genul. Ne-au, într-adevăr, ne-au găsit și ne-au zis, uite, avem ceva special pentru voi. Și au mers și ne-au arătat, haideți veniți pe noi să luăm bagajul și să vă ducem. Și ne-am dat seama că lângă hotel erau 4 sau 5 căsuțe. Și v-au dat o căsuță din aia? Cu piscină. Am plătit pentru ea, da. A fost o diferență de 100, maxim 200 de euro. Dar a meritat. Pe lângă prețul pe care îl plătisem deja pentru vacanță, da, am zis, sigur că plătim pentru asta. Și a fost special așa pentru o familie. Pentru ce formată, da. A fost separat așa de restul hotelului. Am avut o piscină de jur împrejurul căsuței respective, în care nu avea nimeni acces afară de noi.
bucurie pentru Diana, care nu nuată, dar atât de mult s-a bucurat de piscină. Foarte fain. Ați locuit singuri după căsătorie sau împreună cu părinții? Sau cum vedeți voi asta, chestiunea asta legată de... No, nu v-a fost greu să învățați cu... De fapt, voi nu prea erați învățați cu părinții, că fiecare erați pe drumul vostru. După clasa 8 am plecat de acasă, așa că... E un avantaj să stai singur la începutul relației, sau mă rog, pe tot parcursul relației, da? Mai ales la început? Da. De ce spui asta? Nu ne-am pus niciodată problema să facem altfel, în primul rând. Pentru că ai nevoie de casa ta, de regulile tale, de stilul tău, de libertatea ta. Chiar dacă poate pornești cu un pas mai în spate decât ar putea să-ți ofere ai tăi confort, da, nu știu, acasă, în casa aia pe care o cunoști, cu poate mai multe camere sau așa, da, și chiar dacă stai într-o garsonieră de, nu știu, 15 metri pătrați, singuri, doar voi doi. Ai parte de cercul ăla al familiei, da? Cei doi și Dumnezeu, în care nimeni nu poate să-și mai dea o părere sau... Cu toate că părinții vor vrea tot timpul să ajute și să vină cu sfaturi, dar când viața o trăiești în aceeași casă, numai tu și soția, e o diferență. Deciziile le discutăm împreună, fără să aibă nimeni, altcineva, un input în treaba asta. Eu zic că e un avantaj. Un avantaj pentru că înveți să, practic, înveți să mergi pe jos, să mergi, știi? Pornind așa, de jos de tot, nu e nimeni care să-ți spună ce să faci și cum să faci, și practic e, cred că, cea mai sănătoasă metodă de a crește ca și cuplu. Voi v-ați certa vreodată? Răspunde cineva cu la întrebarea asta. Măi, unii mai au curajul ăsta. Nu ne-am certat niciodată. Mă, fii autentic. Cum faceți voi să vă împăcați? Vorbim? Cine ia inițiativa când vine vorba de împăcare? Băi, ar trebui să facem, să notăm undeva, să vedem un procentaj. Și unul și altul. Da? asta mă bucură. Diana are curajul ăsta de, mă, și asumă asta? Vine să spună când greșește? Cred că cel mai mult, cred că foarte rar putem să spunem că am avut momente în care am stat certat și a trebuit apoi să venim cumva să facem o împăcare oficială. Chiar nu prea reușesc să-mi aduc aminte chestia asta. În general, stilul meu e ăla în care nu las nimic nerezolvat. De avocată nu mai... Da, nu, mă... exact. Îmi stă întotdeauna acolo un background și mă deranjează. Nu îmi place să termin o discuție, o situație și să rămână cumva în aer și vedem unde ajungem mai târziu. Cumva tu ești motorul, să înțeleg, spre zona asta sau nu neapărat? Bă, acum, zic mie, eu sunt ăla care creează probleme de obicei. Și da, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să spun iartă-mă și încerc din toate puterile mele și cu ajutorul lui Dumnezeu să fiu mai bun data viitoare. Se întâmplă să fie și invers și mulțumesc lui Dumnezeu că amândoi avem puterea să spunem iartă-mă atunci când înțelegem ce s-a întâmplat. Dacă să ajungi la punctul ăla cu iartă-mă, e nevoie să poți să discuți lucrurile. Exact. Nu să, adică dacă îi numai ceartă și atât, nu o să ajungi la iartă-mă, o să ajungi la altceva. Dar dacă discuția pornește de la ăsta e omul pe care eu îl iubesc, ea e soția mea și o iubesc, ceva nu merge acum, cum caut să rezolv lucrul ăsta? Dacă eu vin și spun, uite, s-a întâmplat lucrul ăsta și asta am simțit, nu știu dacă asta a fost intenția ta, ajută-mă să înțeleg. Amândoi avem șansa să înțelegem ce s-a întâmplat. Spui tu că soluția cea mai bună pentru conflict, indiferent cât de mare sau mic este el, constă în dialog, în conversație. Da. Și voi ați experimentat asta încă de la începutul relației, adică orele alea exact. Nu au stopat nici după ce v-ați căsătorit. Adică fiecare cu drumul lui, mă, ok, de acum ne cunoaștem, știți că există o zicală. La început ți-am spus că te iubesc, dacă se schimbă ceva, o să te anunț. Măi, n-am mai vorbit atât de mult. Teoretic nu, dar practic nu la telefon. Dar practic am vorbit mai mult. E amuzant că
atunci vorbeam de multe ori seara. Știi că atunci apucam. Apucam trei noaptea, patru. Și mă suna și stăteam la povești. Ideea e că eu nu sunt o persoană matinală. Eu seara mă trezesc, la modul cel mai propriu. Atunci încep să prind energie și pot să stau de vorbă cu tine până la 4 dimineața, până îmi termin tot. Și ni s-a întâmplat de multe ori să vorbim și să vorbim și să rămânem vorbind până târziu. Și el e un pic mai matinal decât mine. Mult mai matinal decât mine. De asta s-a uitat la tine, mă. Spune până la capăt. Așa că uneori mai zice seara, mă, hai să dormim că târziu. Și mi s-a întâmplat să zic, mă, nu știu cum să spun, dar înainte să ne căsătorim... Avea energie, nu? Tu m-ai condus în direcția asta în care să cred că voi putea să vorbesc cu tine tot restul nopților vieții mele. Așa că acum nu mai ai de ales, trebuie să vorbim noaptea, că atunci când mă pun în pat, mi-aduc aminte toate lucrurile despre care n-am apucat să vorbim. Știi cum e? Sunt două categorii de oameni pe planetă. Cei care zic, oh, e deja 10. Și cei care zic, ha, e numai 10. Și de obicei, și de obicei se căsătoresc. Și așa ce am zis, băi, împreună, nu? Mă, așa se obține echilibru. Și da, dintr-o parte și dintr alta și reușiți să supraviețuiți spre bucuria celor din jurul vostru. Și uite, acum profităm și noi de experiența voastră ca să mai învățăm câte ceva. A apărut în viața voastră cadoul suprem, fetița voastră. Exact. Cum e să fiți părinți? Ce s-a schimbat în viața voastră? Ce nu s-a schimbat? Exact. E frumos. Câți ani are fetița voastră? Are 6 ani și jumătate. Și cum o cheamă? Sara. Sara. M-aș bucura să o cunoști pe Sara într-o zi. Încercăm. Te moștenește? Da. Bine, nu vioara, dar inclinația spre muzică, da. Super. De la tine ce are? Oh, cred că restul. Nu, și cred că partea cu muzica o are de la amândoi. Da, și tu știi să cânti la... Eu cânt numai la vocea. La voce. La voce, dar o face bine. O face bine, nu? Ok. A fost fain. Am dorit-o mult pe Sara. Și când a venit a fost așa o bucurie pentru noi. A fost și o provocare, fiindcă a trebuit să ne adaptăm la... cu totul altceva, ceea ce e normal în viața oricărui cuplu, adică nu cred că poate să fie cineva care să spună, știi, am avut un copil, nu s-a schimbat nimic. A fost total pregătit pentru ce urmă. Da, nu. Nici pentru căsătorie nu ești pregătit, nici pentru copil, nu ești pregătit, nici pentru primul, nici pentru al doilea, exact. Nici pentru... Exact, dar cred că ce ne-a ajutat a fost exact faptul că am luat fiecare pas pe rând și a fost oarecum un timp în care ne-am putut lua tot timpul necesar pentru ea. Și spun asta la modul în care cred că în primii 3 ani de zile din viața ei am fost acolo. Într-una. Și ni s-a întâmplat de multe ori, ne-au spus unii oameni, da, auzi, copilul ăsta nu o să fie niciodată independent. Și prea stați atâta cu el, doarme la tine în brațe, extraordinar. Și era un bebeluș, știi, adică dacă nici acum nu doarme la mine în brațe, atunci când? Și ni s-a spus de multe ori chestia asta, însă a fost, cred, total invers. Când a crescut deja... Când am dus-o, n-a prins multă parte de grădiniță, dar atunci când am dus-o la grădiniță, prima zi, știi, aștepți un pic de dramă. Sara mi-a zis, mami, du-te, că eu acum stau singură, sunt fată mare. Și așteptam acolo, măcar ok, măcar spune că o să fie dor de mine. Dar n-a avut niciodată problema asta, a fost foarte independentă. Acum este clasa 0? E clasa 1. Clasa 1. Facem homeschooling, fiindcă programul nostru implică multă mișcare. Mm-hmm. Sunteți mult plecați din țară. Suntem mult plecați din țară. Și ea vine cu voi. Da. De cele mai multe ori, da. Wow, ce tare. Păi nu am lăsat-o singură atâta timp fără noi. Acum am plecat de la Cluj fără Sara, am dus-o la bunii și la bunicu, la Nini și Nunu. Din partea ei. Ei sunt mai aproape, ei mei sunt în peretul în Telorman. Și nici n-am ajuns, de fapt am lăsat-o pe Sara, n-am ajuns înapoi acasă că am primit mesaj de la Diana, deja mi-e dor de ea. Cred că cel mai ciudat mi se pare să fiu acasă fără ea.
când suntem plecați și avem lucruri de făcut, uite, suntem aici, ne obișnuim, avem alt program, alte lucruri care ne ocupăm timpul, dar dacă sunt acasă și anul e acasă, e liniște. Și ceva nu e în ordine, nu? Nu e regulă. De ce spuneți voi că plecați, că sunteți plecați mult de acasă și de când se întâmplă lucrul ăsta? Pentru suntem... că, na, sunteți o familie tânără, de obicei, la vârsta asta la care sunteți voi, oamenii se așează, investesc resursele spre a avea casa lor, în orașul pe care și-l stabilesc și cumva creează un cadru constant pentru ceea ce urmează să se întâmple. Ce faceți voi? Cum? La noi cred că a funcționat oarecum invers. Măi, multe lucruri par a fi puțin altfel. De ce? Prioritățile noastre s-au schimbat, iar în ultimii ani nimic din ceea ce făceam înainte n-a mai decurs în modul clasic. De unde ar trebui să încep? Știi că am zis, la început vorbeam despre relația cu Dumnezeu, despre... Da, cum... ea a fost prezentă în tot ceea ce mi-a spus despre voi. Exact, ok. Legat de relația aia personală cu Dumnezeu, atunci când Dumnezeu a început să schimbe unele lucruri din viața noastră, am ajuns la un moment dat la concluzia că prioritățile noastre trebuie să se schimbe. Și nu a fost... sunt oameni care spun, uite, în ziua aia am știut că asta trebuie să fac. Nu avem genul ăla de experiență. Am discutat despre asta mult timp, ne-am gândit, ne-am rugat, ne-am mai venit câte o idee, ne-am mai trecut. însă ne-am tot gândit la ideea asta, ok, noi petrecem tot timpul pe care îl avem, îl investim, nu tot timpul, dar mare parte din timp, merge către planurile noastre. Astea personale, să te dezvolți din toate punctele exact, de vedere. Exact, avem afacerea noastră. Și lumea crede atunci când spui că ai afacerea ta că ai foarte mult timp și foarte mulți bani. Și poți ajunge să ai foarte mulți bani, dar la timp mai greu. pentru că nu, nici nu măcar nu mai ești limitat la programul ăla de 8 ore de lucru, în care te duci la lucru, te întorci acasă și ai pus stop. Însă atunci când ai afacerea ta... Și ai și responsabilitatea probabil a oamenilor pe care trebuie să-i îți iei e-mail-urile cu tine acasă, așa mai departe. Te trezești cu ele în față. Inevitabil. Și atunci stați să vă gândiți, măi, ce vreau să fac din viața mea, mai ales că Dumnezeu e prioritar în momentul ăsta. Și ce ați făcut? Și măi, că te apropii de Dumnezeu, lucrurile nu mai fac sens. Alea pe care le făceai de obicei, parcă e lipsit de valoare. Și zici, ăsta e tot, trebuie să fie ceva mai mult. Și după aia deschizi cuvântul lui Dumnezeu și îți dai seama că spune acolo, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Știi? Noi căutam toate aceste alte lucruri, știi? Citeați partea a doua. Da, și zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și am zis, Doamne, noi am învățat că ce scrie aici e adevărat și că e cuvântul Tău. Și mai citim și învățăm în relația noastră cu Tine că ar trebui să credem în promisiunile Tale. Și a fost așa cum am pus degetul și am zis, Doamne, împlinește treaba asta pentru noi. Și am zis, hai să schimbăm prioritățile și hai să dedicăm mai mult timp lui Dumnezeu. Și am început să ne implicăm cu diferite idei, cu diferite proiecte, așa, pe care le gândeam noi în grupa de la Florești, de lângă Cluj. În grupa de creștini adventiști, da. De acolo ați început să investiți timp. Dar înțeleg că lucrurile au mers mai departe. Au mers mai departe. Că ați zis, bă, gata, hai că am făcut ce am putut aici, renunțăm cam la tot ce avem și ne luăm zborul. Cum? Exact, ne-am dat seama ceva? Că, uite, noi ne putem implica în câteva proiecte, putem să dedicăm puțin timp, însă întotdeauna timpul ăla era din ce în ce mai mic. Și nu ne rămânea mai mult timp în plus pe care să-l putem redirecționa către noua prioritate. Nu era suficient. Așa că am zis, ok, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi restul lucrurilor. Atunci hai să punem asta ca fiind prioritatea și asta ar trebui să ia timpul nostru în mare parte. Și a apărut ideea, ok, hai să ne implicăm în misiune, să vedem unde, ce, cum...
Știu că îți place ce asculți și ce vezi aici la Autentic, mai ales că rezonezi cu invitatul și că a ajuns la inima ta, dar mi-ar plăcea tare să îți spun următorul lucru. Faptul că pe 31 ianuarie de la ora 19 la sala Dales din București te aștept alături de profesorul universitar dr. Dumitru Borțun să dezbatem despre România, țara noastră dragă, ce înseamnă ea pentru noi, ce putem să facem să fie mai bună și mai mult decât atât să fie mai spirituală, mai aproape de sufletul nostru. Te aștept la Dales pe 31 ianuarie de la 19 ca să avem o seară de neuitat, una autentică. Adică să renunțați la serviciul vostru, să renunțați la, oportunitatea de a avea finanțe, de a crește profesional, să spuneți până aici, de acum încolo, noi vrem să dedicăm timpul și resursele noastre lui Dumnezeu și se va îngriji el de partea asta financiară și... Exact. Da, exact. Ceva de genul ăsta. În cuvintele astea, sau poate alte cuvinte, dar cam asta a fost ideea. Puțin cunoșteam noi în momentul ăla ce înseamnă să fii misionar. Ce implică de fapt lucrul ăsta și cum se poate face într-un mod bun. Cum poți să faci lucrarea asta ca să fie bine pentru tine ca misionar, să fie bine pentru cei pe care îi slujești. Și ați ales să plecați din țară, din câte știu. Da, inițial am trecut prin procesul de aplicație cu Adventist Frontier Missions. Am spus că vom merge într-unul dintre proiectele lor. Asta în ce an se întâmpla? Ca asta să ancorăm în timp. 2019? Da, la final de 2019. Uh-huh. 2019 spre 2020, da. Pe aici, ok? În care v-ați hotărât voi să spuneți mergem spre zona asta. Uh-huh. Bun, o să discutăm puțin despre Adventist Frontier Missions, pentru că e important să discutăm despre asta, dar până acolo știu că ați plecat într-o tot altă direcție. Da, noi am decis să aplicăm, să mergem împreună cu ei și după ce am trecut prin aproape tot procesul de aplicație, pandemie. Da, pandemia a început la începutul lui 2020. Exact. Martie, așa. Și noi nu puteam să mergem acolo pentru partea de training. Ei nu puteau să ajungă la acolo noi. Unde? În state? În Berrien Springs, lângă Andrews University. Exact. Și în momentul am spus... A fost oarecum frustrant pentru noi. Fiindcă am zis, uite, noi ne-am rugat pentru chestia asta. Fost foarte clar, cel puțin nouă, că în direcția asta Dumnezeu duce lucrurile. De ce nu merge? Și a durat așa puțin până când am zis, mă, nu știm ce să facem, poate ar trebui să mergem în altă direcție. Țin minte și acum că la un moment dat mă întorceam cu Sara, nu cu Sara, o dusesem pe Sara la grădiniță și ascultam o melodie pe drum. Și cumva vorbeam așa cu Dumnezeu, mai mult mă certam cu Dumnezeu, întrebându-L de ce nu funcționează lucrurile așa cum ar trebui, știi? Adică noi simțeam chestia asta destul de puternic, știam că vrem să mergem mai departe în direcția de a fi misionari și totuși lucrurile erau în aer. Și melodia pe care am ascultat-o atunci era I'll go where you want me to go. Voi merge acolo unde vrei tu să merg. Și am stat așa și m-am gândit puțin că e oarecum ironic faptul că și Doamne, vrem planul tău, dar și cam vrea dar să fie ca mine. Dar nu-mi place că planul tău nu e al meu. Și până la urmă mi-aduc aminte că am zis, Doamne, dacă o să ne mai intersectezi oarecum cu EFM, o să fie bine. Dacă nu, înseamnă că trebuie să mergem în altă direcție. Așa că am început să explorăm alte direcții. Și am pus întrebări. Hai să vedem care sunt proiectele de misiune în care ne putem implica. Ce opțiuni sunt. Voi voiați să mergeți împreună? Da. Ok. Evident. Și ne-am dat seama oarecum că în Europa lucrurile nu stau chiar la fel ca în state. Acolo ai foarte multe ministries, tot felul de organizații misionare, îți poți alege ce vrei să faci mai departe. În schimb, în Europa avem un număr de școli misionare unde poți să mergi, primești training, însă de cele mai multe ori te întorci acasă. Și nu asta era ceea ce căutam noi. Ne-am spus, ok, noi vrem să mergem într-un proiect undeva unde oamenii respectivi au nevoie de noi și vrem să schimbăm cu totul prioritățile noastre. Nu vrem doar să mergem la un curs, apoi să ne întoarcem acasă. Și a durat puțin timp
timp în care am pus întrebări tuturor celor pe care știam. Cred că am mers de la conferință până la conferința generală și la toate. Tot întrebând și cerând informații sfaturi, și opțiuni încotro exact. Mergeți. Și ați ales la un moment dat să plecați în America Centrală. Am ajuns în Honduras, da. A fost o chestie interesantă. Inițial am crezut că o să mergem către Namibia. Uh-huh. Eram destul de convins și în momentul în care un e-mail a răsărit în inbox-ul meu vorbind despre proiectul din Honduras care ar avea nevoie urgentă de voluntari. Și a mers și Sara cu voi? Da. Avea 4 ani? Da. Fac eu așa un calcul. Uh-huh. Exact. Ea avea 4 ani, voi, o familie tânără, ați plecat acolo. Cum a fost experiența asta în Honduras? A fost neașteptată. Cât timp a stat? Am stat acolo 50 de ani. Da. Plănuiam să fim cel puțin un an de zile și după aia să vedem încotro Dumnezeu vrea să mergem. Da. Când am plecat de acasă, le-am spus oamenilor, da, noi o să fim un an de zile acolo cu voi. De fapt, am spus, noi nu ne mai întoarcem. Uh-huh. Ne gândim că cel puțin un an vom fi acolo, nu știu, poate vom fi 5. Iar dacă plecăm de acolo, mergem în alt proiect. Misionar, clar. Da. Ce ați făcut voi acolo pentru oameni? Au fost mai multe activități în care ne-am implicat. Uh-huh. Inițial, eu am predat... am avut o clasă de copii, după care m-am ocupat mai mult de partea de mission trips. Aveam misionari pe termen scurt de câteva săptămâni care veneau din state și organizam diferite activități cu ei în zonele... Activitățile astea de educație, sociale, construcții medicale. Orice ar fi fost nevoie în zona aia unde noi eram acolo. Exact. Iar David... s-a ocupat de pacienți. Cumva nu mă gândeam, știi, după ce am lăsat kinetoterapia... Că te vei mai întoarce. Nu mă gândeam că o să mai fac ceva în sensul ăsta, dar practic activitatea mea a fost să lucrez în centru de sănătate pe care îl aveau acolo. Și când zicem centru de sănătate, da, nu vă gândiți Herghelia Poliș sau... ce avem noi aici în țară. Ce avem noi aici în țară cu... condiții decente și ok. Vorbim de 4 pereți, un acoperiș de tablă, apă caldă, apă rece, apă caldă încălzită pe aragaz afară. Am ajutat cu masaje, cu terapie, stăteam de vorbă cu oamenii, plecam împreună și mergeam, încercam să fie o chestie cât mai plăcută și sănătoasă, pe lângă mâncarea vegetariană pe care o primeau acolo ca și hrană pentru ei. Și pentru voi ca familie, cum au fost lucrurile? Adică aveați un loc în care să stați? Sara, cum a reacționat? Voi cum ați perceput? Uitându-vă în urmă, că au trecut ceva timp de atunci. Mai a fost o experiență foarte interesantă pentru noi. Momentul în care noi am plecat, noi am vândut ce aveam acasă. Și ai altă experiență. Da, acolo sunt multe experiențe. Ne-am făcut bagajul. Măcar una dintre ele, ziceți-ne și noi. Măi, au fost foarte multe. Atunci când am hotărât că mergem în Honduras, mi s-a tot? Spus... da, am plecat cu 4 geamantane. Vioara mea. Vioara ta. Și... unu sau două? Două rucsaci. Două rucsaci, da. Și atât. Aia a fost. Asta mai a rămas tot. Da. Asta a mai rămas din tot ce ați avut voi. Și ați... Am mai lăsat câteva cărți la mama. Am vândut vreo câteva sute, dar câteva cărți l-am mai lăsat. Și cu tăblița aia pe care aveai tu citatul ăla, da. Interesant. Da. Înainte să plecăm am gravat pe lemn unul dintre citatele mele preferate care spune Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Niciodată să nu fie teamă, să încredințezi în viitor necunoscut unui Dumnezeu pe care îl cunoști. Însă ni s-a spus atunci vrem să fiți aici ieri, de fapt, da. Aveau nevoie de noi urgent. Le-am spus măcar o lună avem nevoie pentru a pune toate lucrurile în ordine și o lună ne-am dat seama după ce le-am spus, ok, venim atunci, puțin. Ne-am dat seama că e imposibil. E foarte puțin. Aveam de terminat tot cu afacerea, de suspendat activitatea, de scăpat de stocuri, de vândut tot de acasă, de luat bilete. Erau foarte multe lucruri pe care trebuia să le facem într-un timp foarte scurt.
Și țin minte că atunci am zis, Doamne, dacă vrei să mergem, asta e lista. Dacă nu, noi am încercat. Da, exact așa. Am avut chiar un moment în care ne-am rugat așa și am zis, Doamne, e responsabilitatea ta, dacă nu, noi am vrut. A fost o pasare de responsabilitate. Dar cu toate astea v-ați văzut de ce aveați de făcut? Adică n-ați lăsat asta undeva suspendat? Era ianuarie, da, iar afacerea noastră era în vânzări. Adică noi aveam magazin online și chestii de genul. Lună în care lucrurile mergeau. Adică ianuarie e cea mai rea lună. Ah, ok. Adică decembrie, vinzi în super. Decembrie, când toată lumea cumpără. Și în ianuarie, da, se potolesc cu oamenii, corect. Iar noi trebuia să scăpăm de stocuri întregi, aveam de rezolvat o grămadă de lucruri. Și Dumnezeu zice... N-am avut niciodată o lună mai bună. Wow. Tot proiectul. Niciodată. Wow. De când am început afacerea, n-a fost o lună mai bună ca aia. Am vândut absolut tot. Efectiv, fiecare lucru, nici nu apucam să urcăm lucrurile pe site. Nu ajungeau pe site, că se vindeau. Lucrurile de acasă, la fel, au fost foarte multe experiențe pe care le-am avut atunci, un fel de... Și ați înțeles cumva că ăsta e drumul pe care Dumnezeu l-a deschis, deși înainte cu AFM lucrurile n-au prea mers așa. Dar aici era clar că ăsta e drumul. V-ați întors din Honduras? La un moment dat, dar nu în România. Așa, ok. Adică ați plecat, hai să zic am așa, plecat ați Honduras. Plecat din Honduras. Am plecat, deci când am fost în Honduras, ne-am dus pe barba noastră, pe banii noștri, am zis asta. Adică ați investit voi banii și timpul ăla 6 luni, ați trăit din ce ați avut. Ce s-a adunat din ce am vândut și ce a fost acolo, ăia au fost banii în care noi am plecat. A fost o investiție în misiune. Oameni. Au fost și câțiva oameni care au spus, uite, vrem și noi să vă ajutăm. Timp că plecați acolo. Vrem să vă luăm noi biletele. Deși ce a fost interesant a fost că nu am apucat să cerem nimic. Adică nu a fost inițiativa noastră în care să spunem, știi, avem nevoie de ajutor. Deși ne-am dat seama ulterior că am fi avut și că a fost foarte bine că am primit oameni ajutorul. Tot Dumnezeu. Tot Dumnezeu, da. Dumnezeu ce înaintea celorlalte nevoi. Însă apoi în Honduras... Erau oameni care ne sunau și ne spuneau, nu vă întoarceți în Europa, în România, ar fi nevoie să lucrăm și aici, sunt lucruri care pot fi făcute. Și noi spuneam, nu, noi nu ne întoarcem. Tot în zona de misiune vă provocau. Da, noi spuneam, nu, noi ne întoarcem la un job, chiar dacă e legat oarecum. Am avut câteva opțiuni, câteva variante, dar sunau mai mult la joburi pentru noi. Am zis, noi ne întoarcem la varianta de job standard. De serviciu, ci de exact, vrem să facem doar misiune. Exact. Okay. Și încotro v-ați dus? Și oamenii ăștia au tot sunat. Și noi tot răspundeam nu. Până când le-am spus, uite, un singur lucru ne-ar face să ne întoarcem în Europa. Și e lucru de care ne-am lovit noi atunci când ne-am dorit să plecăm prima dată. Uh-huh. A fost ăla că am primit foarte multe întrebări de genul, dar de ce vreți să plecați? Nu sunteți voi bine aici? Vă luați copilul cu voi la capătul lumii? Și au mai fost oameni care au ridicat din numere. Nu știm de proiecte, nu știm cine v-ar putea ajuta neapărat. Și ne-am dat seama că uite, poate sunt mulți oameni care ar vrea să se implice în asta, dar care nu, dacă se lovesc de un perete, vor renunța. Noi n-am renunțat, am fost încăpățânați, dar poate nu toată lumea la fel de încăpățânată. Și am spus, noi ne vom întoarce în Europa doar dacă va fi momentul să facem ceva cu privire la problema asta, însă noi nu suntem pregătiți pentru asta, nu avem niciun training oficial, învățăm numai din ce greșim. Așa că am avea nevoie de mai multă instruire pentru a ne gândi la ceva de genul. Și răspunsul pe care l-am primit a fost, păi, întrebați, aduceți-vă undeva să învățați. Căutați un training. Și am râs puțin, fiindcă noi știam toate programele de training și cele la care ne uitam noi presupuneau eforturi destul de mari și când eram aici în România și aveam afacerea noastră. Da, vorbim de eforturi financiare. Da, a plecat pentru câteva luni, pe banii tăi, pe lângă cursuri și ai nevoie și de cazare, de mâncare, de o familie întreagă, transport. Se adună. Da. Iar în momentul ăsta eram în Honduras fără nicio sursă de venit. Așa că ni s-a părut oarecum ironic să ne gândim la ideea asta. Însă am zis ok, dacă tot ni se pune întrebarea asta, vom întreba. Și
am discutat din nou cu cei de la Adventist Frontier Missions. De ce? Pentru că știam... Ați reluat discuția cu ei. Am reluat discuția, fiindcă știam programul lor de training, era exact cam ce ne-am fi dorit noi. Mm-hmm. Și am zis, ok, cum ar fi să venim doar la training la voi și apoi ne vedem, ne ducem de drumul să vedem ce putem să facem pentru Europa în direcția asta, pentru a ajuta mai mulți oameni să implice în misiune. Răspunsul a fost unul foarte favorabil din partea lor, a fost mai mult decât neașteptat atunci, fiindcă ne-am dat seama ulterior când Dumnezeu cumva a lucrat în așa fel încât și răspunsurile alea inițiale au fost neașteptate. Și am raportat celorlalți, am spus, uite, am putea să mergem, însă nu cred că avem cum în condițiile actuale. Nu ne permitem așa ceva. Plus că... Exact. Nu, suntem aici acum. Și răspunsul a fost, păi hai să mergem înainte, ne rugăm și lucrăm. ASI Germania a plătit jumătate din trainingul nostru la FM și au fost oameni care tot așa ne-au întrebat ce mai faceți, le-am spus care ar fi noutățile, au spus, hai să vrem și noi să vă ajutăm. Sunt oameni de bine. Exact. Sunt oameni de bine. Și am fost împinși de la spate. Efectiv, așa ne-am simțit. Ne-am simțit că Dumnezeu a deschis așa o ușă și ne-a dat și un... un șut. Un șut bun. De-a dreptul, da. Orice exact. Șut este un pas înainte. Un pas înainte. Așa că, dintr-o dată, ne-am trezit, ne facem bagajele și plecăm. Uh-huh. Ați mers la cursuri la AFM. Exact. Da. Și după... Asta se întâmpla în 2020. 21 deja, ne apropiem cu pași repezi de momentele astea actuale. Da. Ați făcut cursul și după momentul acesta al cursului? În perioada respectivă a trainingului am discutat mai mult cu cei de la AFM, cu cei din birou, cu toată echipa de acolo. Era în training la AFM, ajung de pe cei misionari care urmează să plece într-un anumit proiect, într-o anumită țară. Și vorbim de misionari pe termen lung. Clarificăm puțin înainte asta. Într-o anumită țară pe care și-o aleg ei? Sunt proiectele pentru care avem call-uri deschise, pentru care căutăm practic misionari. Iar cei care ajung în training sunt persoanele care au trecut prin tot procesul de aplicație, care au trecut prin partea de strângere de suport și au o echipă de suport. Partea de training este exact înaintea plecării. Iar țările astea, vorbim de țări în fereastra 10-40. Vorbim de țări unde oamenii nu au acces la Cuvântul lui Dumnezeu decât dacă cineva merge acolo. Internetul este restricționat, creștinismul nu este prezent, să ai o Biblie poate să însemne să te coste viața, tot felul de astfel de adică în zone în care efectiv prezență creștină nu prea e sau e... Două variante, fie nu e prezență creștină ori prezență adventistă. Majoritatea proiectelor, așa cum a zis David, sunt în fereastra 10-40, vorbim de Asia de Sud-Est, de Africa de Nord, de Orientul Mijlociu, de India, China și toată zona asta. Voi ați terminat cursul și urma să plecați într-una dintre țările astea? Asta era diferența, okay. Aici vreau să ajung. Toți misionarii lucrau și învățau toate lucrurile din training și ca și o idee așa, când termin cursul, termin cu un plan strategic. Ai o strategie, pentru că deja știi în ce proiect urmează să mergi, treci prin training și e făcut în așa fel în trainingul încât să gândești cam care sunt lucrurile pe care ai putea să le faci când ajungi acolo și să ai deja un plan când ajungi acolo. E, noi n-aveam un loc unde să ne ducem. Și toți colegii noștri lucrau la planuri strategice și toate chestiile astea și noi eram... Că e foarte faine lucrurile astea pe care le învățăm. Dar noi vrem să ne întoarcem în Europa, poate, și să facem ceva cu privire la partea asta de misiune, dar nu știam concret ce. Până la finalul trainingului, oamenii de la AFM au reușit să ne cunoască mult mai bine și noi să-i cunoaștem pe ei. Cât durează? Vedem... 3 luni. Trei luni de zile. V-ați cunoscut mai bine și v-au și ne-au lansat o provocare. Da, exact. A apărut pe masă ideea de a deschide biroul pentru Europa la Adventist Frontier Mission și au spus, uite, noi am vrut de mult să facem chestia asta. Bine, a fost mai multă istorie acolo. De ce n-am reușit acolo? Aici n-am avut oameni. Ne-am gândit la lucrul ăsta. A rămas în aer de foarte mult timp. Ne-am bucurat dacă ați face asta împreună cu noi, fiindcă era în planul nostru de mult. Și așa s-a întâmplat că până la urmă am rămas acolo un pic mai mult, am mai lucrat împreună cu echipa de acolo și ne-am întors în Europa. Făcând parte din AFM,
pentru a fi reprezentanți aici, în Europa. Și v-ați întors acasă alegând să trăiți în România, ca reprezentanți ai AFM în zona asta. Și ce faceți voi efectiv în momentul ăsta? Ce înseamnă că sunteți reprezentanți AFM? Păi, ca să putem să explicăm ce facem, cred că ar fi bine să vorbim un pic despre ce reprezintă AFM, care activitatea, ce facem de fapt ca și organizație. Exact. Așa cum am menționat deja, vorbim de proiecte misionare. Este o organizație misionară, misiunea noastră fiind aceea de a porni mișcări indigene de plantare de biserici adventiste de ziua șaptea în zone albe. Când spun zone albe, ne referim, noi le numim unreached people groups, grupuri de oameni neatinse. Și când spunem grupuri de oameni, ne referim la etnie, la limbă, un trib, poate să fie o țară, dar în general grupurile sunt oarecum mai restrânse pentru a putea măsura impactul, pentru a putea să lucrezi mai eficient. De cele mai multe ori. Sunt cazuri în care avem două sau trei proiecte în aceeași țară, dar sunt grupuri diferite de oameni. Exact. Cu mentalități diferite, cultură diferită, uneori chiar și limba e diferită în aceeași țară. Exact. Proiectele sunt foarte diferite unele față de altele. Putem să vorbim de proiecte în Papua Noua Guinee, în junglă, putem să vorbim despre un proiect care va începe cât de curând în Japonia. Adică oriunde între astea două găsești lucruri. Și voi efectiv sunteți cei care manageriați treaba asta din perspectiva voluntarilor sau, mă rog, misionarilor care vor să se implice și să meargă în zonele pe care le-ați amintit mai devreme. Dacă cineva dintre cei care ne urmăresc ar dori să se implice, unde ar trebui să caute ei informații sau cum dau ei de voi? Ne-am bucurat să discutăm cu oricine interesat. Site-ul pe care îl avem este www.afmeu.org și ne pot scrie oricând și pe e-mail pe office@afmeu.org sau... Noi o să punem o burtieră, o să vedeți o burtieră mai jos cu site-ul acesta și de asemenea o să punem și în descriere și spuneți e-mailul și o să punem și site-ul pentru a-l accesa cât mai ușor dacă doriți să intrați în legătură cu Diana și David și să fiți, de ce nu, unii dintre misionarii care duc cuvântul lui Dumnezeu în zonele respective. Din ce trăiți voi? În momentul acesta avem un salariu, suntem angajați, practic am deschis în Europa o organizație soră a celei din state. Biroul principal îl avem în Statele Unite și mai avem birouri în Canada, în Brazilia, în Africa de Sud. Și unul în România. Anul trecut am deschis în România și în Coreea de Sud. Și în Coreea de Sud, ok. Exact. Dar ai o responsabilitate pentru Coreea de Sud? Nu. Tu ești aici. Eu pe Europa. Sunt pe Europa. Da, pe Europa. Și voi să găsiți misionari europeni pe care să-i trimiteți în zonele de care vorbeam mai ce devreme. Ce facem noi implică odată partea de conștientizare a nevoii. E oarecum greu pentru noi în Europa să ne gândim la faptul că sunt oameni care nu au auzit niciodată despre Iisus. Categoric. Da, așa niciodată. Este. Așa este. Și sunt câteva miliarde de oameni în situația asta. În același timp căutăm oameni care să meargă și căutăm și oameni care să susțină misiunea pentru care lucrăm cu toții. Aveai tu o expresie la un moment dat, că sunt oameni care... sunt chemați să meargă, sunt oameni care sunt chemați să-i trimită. E versetul din Romani care spune cum vor chema pe acela în care nu au crezut, cum o să creadă dacă n-au auzit, cum o să audă dacă nu li se propovăduiește și cum o să propovăduiască dacă nu sunt trimiși. Categoric. Practic, e un șir acolo. Sunt oameni care îi trimit, sunt oameni care merg, sunt oameni care spun, sunt oameni care aud. Și cumva fiecare are ceva de făcut. Are un rol. Exact. Și voi, de fapt, îi strângeți pe oamenii ăștia la un loc, astfel încât să fim, să fiți eficienți, de fapt, să fim cu toții eficienți în a duce Evanghelia până la marginile pământului, pentru că atunci va reveni Iisus, nu? Corect. Și momentul ăla pe care îl așteptăm cu toții din toată inima. Spuneați voi că aveți un salariu în momentul ăsta. Dacă un cuplu, la fel, tânăr ca voi, sau un tânăr sau o tânără, ar vrea să intre în programul ăsta, există susținere financiară pentru ei? Adică vor merge într-o țară, acolo vor avea ce să pună pe masă, să se gândească, nu, să nu mai aibă și gândul ăsta că ar trebui să facă altceva. Fiecare proiect, înainte de a fi deschis
pentru a căuta misionari, avem o parte de research care se face înainte. Știm despre ce e vorba, știm care este situația acolo, despre ce este nevoie. Se pune la punct inclusiv un buget. Pentru a trimite o familie acolo avem nevoie de bugetul ăsta care implică salariu, care implică asigurare de sănătate, care implică transport, care implică toate nevoile de acolo. Practic toată organizația noastră este susținută pe bază de donații. Avem oameni care sunt partenerii noștri în misiune, cu care ținem legătura în mod constant, sunt oameni care știu ce se întâmplă, ce facem, ce fac misionarii noștri, ne rugăm unii pentru alții și sunt... Este transparent totul. Da. Transparent și ca într-o familie. Exact. Vreau să vă mai întreb un lucru. Ce condiții, așa, minime ar trebui să îndeplinească o persoană care ar dori să se implice în proiectele voastre? Știi ce e amuzant? Proiectul la femei. Sâmbătă seara am avut o discuție exact cu întrebarea asta. Nu știu, n-am vorbit cu... Nu, dar am avut eu cu cineva care... Nu, vreau să zic că nu m-am inspirat de acolo, a venit de sus întrebarea. Primul și cred că cel mai important, cea mai importantă condiție e aceea de a avea acea relație personală cu Dumnezeu. Pentru că a fi misionar, sau cum spune Biblia, voi sunteți martorii mei, trebuie să dai mărturie de ceva. Bun, deci prima condiție este să ai o relație personală cu Dumnezeu. Nu poți să îl împărtășești pe Dumnezeu cu alții dacă tu nu l-ai pe Dumnezeu în viață. Categoric. Fac o paranteză aici. Cum vă dați voi seama că un om are o relație cu Dumnezeu sau nu? Sunt lucruri pe care le poți vedea, sunt și lucruri pe care nu le poți vedea. Pe tot parcursul procesului de aplicație încercăm să-i cunoaștem pe toți candidații care, practic așa este gândit tot procesul de aplicație, ca un mod în care noi putem cunoaște pe ei, ne pot și cunoaște invers pe noi cu privire la ceea ce facem. Sunt lucruri pe care nu le putem controla în întregime, însă încercăm să ne dăm seama de faptul că oamenii sunt sinceri, că au o relație cu Dumnezeu și că își doresc să facă asta nu ca o aventură în care mi-aș dori să fiu turist într-o țară exotică. Există și riscul ăsta. Există. Și în ideea în care știu că Dumnezeu are un plan pentru viața mea și cred că ăsta e planul lui pentru mine și cred că eu sunt chemat să merg acolo pentru a-l face pe el cunoscut. Dacă spun așa cu zâmbet pe buze și cu toată convingerea pe care o spui tu, ar putea fi un mare plus pentru cei care vor să intre în AFM. Relație personală cu Dumnezeu, al doilea criteriu. Păi, cumva se leagă de primul criteriu. Oamenii aceștia vor fi deja implicați în a-L mărturisi pe Dumnezeu în locul unde sunt. Ok. Bun, și asta este cumva o mică garanție sau o minimă garanție că au pe inimă o relație sănătoasă cu Dumnezeu. A treia? Dacă merg spre direcția mai tehnică un pic, ne uităm și căutăm, dar nu excludem și în afara parametrului ăstuia, oameni cu vârsta între 19 până undeva la 40-45 de ani. Și o să mă explic, poate o să am ocazia să spun și de ce, pentru că vor învăța o limbă nouă la un moment dat. Și va trebui să adapteze plasticitatea mentală, să o numesc așa, se schimbă după o anumită vârstă. Dar mai pot greu fi și excepții, nu? Sunt și excepții. Sunt, avem clar, categoria. Destule. Bun, a treia, mai există vreuna? Un lucru care contează este cunoașterea limbii engleze. Cel puțin la un nivel de bază. Da. Fiindcă odată avem partea de training și comunicare în cadrul organizației care se desfășoară în limba engleză și chiar dacă nu ar fi partea aceasta, a merge într-o țară nouă, într-o cultură nouă, pentru a învăța limba respectivă și pentru a putea comunica între timp, ai nevoie de o limbă internațională. Bun. Și mai există vreo condiție? Ar trebui să fie partea bisericii adventiste? Exact. Asta îmi scăpase din minte. Căutăm misionari care vin din Biserica Adventistă. Trebuie să fie botezați în Biserica Adventistă? Da. Asta este o condiție. Da. Asta pentru că, cum a spus și Diana, misiunea noastră este aceea de a începe mișcări de plantare de biserici adventiste. Mm-hmm. Da? Asta este misiunea noastră. Și credem că Dumnezeu a încredințat bisericii noastre o lucrare de făcut. Mai spuneți-mi o dată, pentru a reafișa din nou și pe ecran, cum pot cei care ar dori să se implice să dea de voi? Ai zis pe site? Site, email, mai spunem o dată, te rog, site-ul. www.afmeu.org. Și adresa de mail? office@
afm.eu.org. Mulțumesc frumos, pentru că sunt și persoane care ne ascultă pe podcast și atunci ar putea să-și noteze, de aceea am vrut să vă întreb încă o dată despre chestiunea asta. Mă, îmi place foarte tare de voi și de felul în care vorbiți despre Dumnezeu, despre familia voastră și am o provocare, de fapt o să urmeze mai multe provocări acum spre final, dar una așa puțin atipică pe care n-am mai făcut-o aici la noi la podcast, este cumva un, l-am denumit eu, testul ochilor închiși. Cei care ne urmăresc vor vedea că veți avea ochii închiși, cei care ne ascultă vă garantăm că vor avea ochii închiși, mergeți pe încredere. Acum, începem lucrul ăsta, așa că am să vă rog să închideți ochii și eu am să vă adresez întrebare și voi arătați spre cel care credeți că se potrivește mai mult pentru întrebarea, ca răspuns pentru întrebarea respectivă. Ok? Okay. Bun. Prima întrebare sună așa. Cine se roagă mai mult? A doua întrebare. Cine are ultimul cuvânt în casă? Cine dă cu aspiratorul? Cine face primul pas spre împăcare? Cine gătește? Cine citește mai des din Biblie? Cine râde mai mult? Cine adoarme primul? Cine știe mai multe limbi străine? Și ultima întrebare, cine e mai supărăcios? Mulțumesc frumos, voi nu știți cum ați răspuns, dar bănuim. o să vedem dacă chiar va fi așa. S-ar putea să aveți cel puțin o surpriză, asta ca să vă fac curioși. A fost supărăcios așa. Nu știu, nu dau din casă. M-aș mira. Dragii mei, mi-ați vorbit atât de frumos despre cuvântul lui Dumnezeu, despre ce a făcut Dumnezeu în viața voastră. Noi aici la Autentic avem o Biblie pe care am să vă pun în față, să citiți sau să ne spuneți pe de rost cum alegeți voi versetele care vă sunt dragi sau pericopele din Biblie, ce înseamnă așa ceva special pentru voi, pentru viața voastră. Biblia este asta. Diana, încep cu tine. Doamnele, întotdeauna primele, ce să facem? Mai este un verset care mie mi-e destul de, mi-e foarte drag. Nu știu în română pe din afară. Este în Filipeni 4 și începe de la versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Mulțumesc, Diana. Al tău, David? Al meu are și poveste. Înainte să luăm decizia să plecăm, ne rugam, Doamne, ce să facem? Spune-ne încotro să mergem. Și era pe final de an și știi cum se întâmplă în Biserica Adventistă cu făgăduințele și am primit atunci făgăduința din Psalmul 32 cu versetul 8 și a fost așa mai clar de atât nu se poate. Și zice așa la versetul 8, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. A fost o confirmare pentru mine, dar pentru noi. Foarte fain vorbește Dumnezeu și foarte actual și foarte prezent. Dumnezeu e viu. Asta încerc să transmit eu aici la Autentic, că Dumnezeu este viu, nu este doar în paginile unei cărți, ci este prezent în viața noastră. Și personal. Și e personal. Bine spui. Bine spui. Am un test de autenticitate, răspunsuri scurte din partea voastră. Prima întrebare zice așa, nu mai închidem ochii, nu? Nu mai închidem ochii, gata, a terminat cu închisul ochilor. Care este locul în care îl găsiți voi ca familie în mod autentic pe Dumnezeu? Răspunde fiecare sau amândoi odată? Simțiți-vă liberi. Puteți să răspundeți unul dintre voi, amândoi. Cel puțin pentru mine e în timpul personal cu Dumnezeu. Confirmi? Confirm. Cred că e partea cea mai importantă în care poți să fii tu și Dumnezeu și apoi, bineînțeles, e și partea de familie cu Dumnezeu. Corect. Care este cartea din care ați învățat împreună să fiți autentici? Cartea care a schimbat cumva direcția noastră la început de tot și care mie îmi rămâne în minte foarte importantă, se numește Cea mai mare nevoie a adventismului.
Numiți un defect care vă stă în calea autenticității. Perfecțiune. Perfecționismul. Pardon. Nu știu să o zic într-un cuvânt. Când vrei să faci tot ce poți să faci și parcă nu rămâne nimic, nu rămâne timp pentru restul, știi? Care este cel mai autentic mod prin care îl onorează familia voastră pe Dumnezeu? Lăsându-L pe Dumnezeu să conducă lucrurile. Completați fraza. Cea mai mare calitate a soției mele este? Îmi scapă cuvântul. Consecvența. L-ai găsit. Cel mai des soțul meu îmi spune? Te iubesc. Soția mea detestă? Ciupercile, peștele. Pentru că la mâncare mă gândesc cel mai des. În timpul liber, soțul meu? Mănâncă. Primul gest pe care îl face soția mea dimineața? Primul gest. La față de mine? Primul gest. Mă roagă să merg eu la Sara. Și înainte de culcare, soțul meu? Îmi spune că e târziu. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Diana, misionar sau mamă? De ce ai început cu asta? E o întrebare teribilă. Așa e la autentic. Dar nu poți să fii, nu poți să fii misionar, nu poți să fii mamă fără să fii misionar. Corect. Frumos. David, Muntenia sau Ardeal? Ardeal. Diana, insistentă sau discretă? Insistentă. David, îi spui mai des Dianei te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc. Diana, când greșești, îți ceri iertare imediat sau după o vreme? Imediat. David, în calitate de tată, aplici mai des harul sau legea? Harul. Diana, familia voastră se aseamănă mai mult cu Pavel sau cu Petru? Petru. David, preferi vizita soacrei sau vizita prietenelor Dianei? A soacrei. Diana, misiune online sau de la om la om? Om la om. Și David, pentru relaxare cu familia, plimbare în parc sau un joc de societate? Poți să le combin? Cred că pentru mine, dacă ar fi să aleg eu, ar fi o plimbare. Tu? Dar ce, de cele mai multe ori se întâmplă jocul. Ok, am și o întrebare surpriză. Întrebările mele s-au terminat, timpul a zburat. Efectiv, m-am simțit foarte, foarte bine cu voi. Am o întrebare surpriză pentru fiecare. Este o întrebare pe care o veți extrage voi de aici, din bolul acesta, care începe să se umple din ce în ce mai mult. Dă pe afară, în curând o să dea pe afară. Sunt întrebări scrise de cei care au stat pe scaunele, pe scaunul. Acum zic scaunele că sunteți doi aici de la Autentic. David, poți să încep tu dacă ai decriptat ce scrie acolo? Încerc să decriptez, să mă ajuți, că tu citești aproape orice scris. Aveți ceva mai important în viață decât ascultarea de Dumnezeu? Aș vrea să zic că nu am ceva mai important. Asta pentru că am văzut că nu e nimic mai important decât să urmezi planul lui Dumnezeu. Dar ca orice om de pe planeta asta, uneori îți dai seama că sunt lucruri care îți întorc atenția de la Dumnezeu uneori. Pot să răspund în două feluri. Mi-aș dori să nu fie, să nu mai fie absolut nimic care să fie mai important decât ce vrea Dumnezeu de la mine. Să te ajute Dumnezeu în sensul ăsta. Mă rog pentru tine și vă provoc și pe voi, prietenii noștri, să vă rugați pentru David. Te rog, Diana. Numești o persoană care a însemnat totul pentru tine la un moment din viață. E un lucru interesant de gândit. Cred că aș putea să-l pun pe David aici. Bineînțeles, asta dacă nu ne gândim la Dumnezeu și așa mai departe. Însă cred că au fost multe momente în care
a însemnat foarte mult și înseamnă întotdeauna mult pentru mine. E mare lucru că sunteți amândoi în aceeași direcție și că vă susțineți unul pe altul și că slujiți lui Dumnezeu și o aveți cu voi și pe Sara. E momentul să scrieți și voi câte o întrebare și să o lăsați aici ca o amprenta voastră. Am câte o foaie pentru fiecare și de asemenea câte un pix care va rămâne cadoul nostru pentru voi, pe unde mergeți să amintiți oamenilor că ați fost la Autentic. Ăsta este al tău, pe acesta îl arăt puțin celor care ne urmăresc. Țineți aproape de noi pentru că s-ar putea să primiți o provocare în comentarii. Așa că uitați-vă la podcast și urmăriți și comentariile pentru a intra în posesia unui pix de genul acesta. David, e al tău, te rog să scrii întrebarea. Vă mulțumesc mult pentru prezența voastră aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aibă grijă de voi, dar nu plecați de la noi fără un aport important pentru noi, zicem, din partea prietenilor noștri de la editura Viață și Sănătate. Am aici câte o carte pentru fiecare dintre voi. Una dintre ele se numește Răspuns la vreme potrivită și cealaltă Tablete de stil de viață. Acum, din ce am reușit să vă cunosc, cred că știu cum să fac cu împărțirea acestor cărți. Le arăt și celor care ne urmăresc, prietenilor noștri. Cartea asta merge la David și cartea asta merge la Diana. Deci n-a fost nicio surpriză în întrebarea aia. Dragii mei, să aveți grijă de voi. Să creșteți frumos și să ne ajutați și pe noi ceilalți să vedem cât de important este Dumnezeu în viața noastră. Așa să nu uitați să trăiți autentic. Mulțumim mult pentru că ne-ați fost alături și în ocazia asta. Dumnezeu să o poarte de grijă. Dacă doriți să vă implicați în a face misiune pentru Hristos, nu uitați să luați legătura cu David și Diana. Aveți în comentarii toate detaliile cu privire la lucrul ăsta. O să vedeți afișate în momentul ăsta pe burtieră cum puteți accesa site-ul și de asemenea adresa de mail. Dacă vreți să faceți parte și voi din echipa noastră de la Autentic, uitați-mă și bulbi când vine vorba de chestiuni de genul ăsta, da? Ce să facem? Așa e în familia noastră. Nu uitați să dați un subscribe, un like, să lăsați un comentariu și de ce nu să vă abonați canalului nostru pentru a mări comunitatea noastră. Nu uitați să trăiți autentic și faceți-o într-un mod cum doar voi știți, lăsându-L pe Dumnezeu să vă scrie povestea vieții voastre. Știu că ți-a plăcut episodul ăsta, știu că am fost autentici prin ceea ce am prezentat aici. Nu uita că te aștept pe 31 ianuarie de la 19 la Dales în București pentru o discuție autentică cu cel mai iubit profesor din România, profesorul universitar dr. Dumitru Borțun. Să nu uiți, ne vedem pe 31 ianuarie de la 19 la sala Dales. Vorbim despre România noastră dragă. Te aștept cu drag!